În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnal de a fost știrea despre frații gemeni Ervin și Valer Sobo din Reghin, care speră să poată face o carieră în cinematografie, după ce pe băncile liceului au realizat patru filme. Pe locul secund în topul vizionărilor a fost știrea despre compania regineană de utilaje agricole și forestiere, ce va inaugura o investiție de 11,9 milioane de lei, care va revoluționa industria de profil. Iar pe locul 3 se află știrea despre muzeul etnografic ce a fost in inaugurat la Deda marți 8 septembrie. Pe pagina de Facebook Dare de TV, cea mai accesată postare a fost știrea despre frații gemeni Ervin și Valer Sobo din Reghin, care speră să poată face o carieră în cinematografie după ce pe băncile liceului au realizat patru filme. Pe locul secund în topul vizionărilor a fost știrea despre compania regineană de utilaje agricole și forestiere, ce va inaugura o investiție de 11,9 milioane de lei, care va revoluționa industria de profil. Iar pe locul 3 se află știrea despre administratorul reține. Pentru evaziune fiscală. Detalii aflați acces în site-ul jornaldereghin.ro sau pagina de Facebook de da TV.